Ce Homer, face liniște. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Recreația Mare, dedicată copiilor și tinerilor. În această seară avem un invitat special. Știu că v-ați obișnuit cu invitați speciali, dar așa sunt la noi toți oaspeții. Este vorba despre conferențiar universitar dr. Gianina Ana Massari, de la Facultatea de Științe ale Educației. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și mulțumim frumos pentru invitația de a prezenta proiectul pe care îl desfășurăm în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Recunosc, păstram ca o surpriză motivul invitației și scopul dialogului nostru. Zilele trecute, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, a fost inaugurat un proiect foarte, foarte frumos dedicat copiilor cu vârste între 0 și 11 ani. Este vorba despre o grădină senzorială, una dintre puținele din Iași, sau să spunem cea mai mare din Iași. Deocamdată unica. Deocamdată unica, grădină senzorială din Iași. Ce este o grădină senzorială? Cui folosește și de ce a fost nevoie de un astfel de proiect, vom afla de la doamna profesor și vă invit să ne dați câteva detalii. De fapt, ce este o grădină senzorială? Eu recunosc că am văzut-o, mi-a plăcut foarte mult și am simțit imboldul să mă folosesc de fiecare obiect de acolo, dar m-am uitat, nu corespundeam vârstei. Da, mulțumim. O grădină senzorială este un spațiu special amenajat în aer liber pentru copii, noi am gândit-o pentru categoria de vârstă 0-11 ani, grădină în care am amplasat diferite materiale pe mai multe axe. Axa vârstei, pentru trei segmente de vârstă 0, 3, 3, 6, 6-11 ani și din acest motiv dumneavoastră ați manipulat anumite materiale, dar nu v-ați regăsit. Știu că domnul primar Chirica urmează să inaugureze și dumnealui un parc pentru, doar pentru copiii și adulții cu nevoi speciale. Noi l-am gândit pentru copiii de această vârstă, pentru copiii ieșeni și nu numai. Și în mod special trebuie să specific că această grădină magic este rezultatul proiectului Spații Inovatoare de Învățare, proiect finanțat din fonduri Erasmus+, coordonat de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, proiect în care mai avem încă 7 parteneri din România, Letonia, Portugalia și Turcia. Deci, practic, grădina senzorială este un parc, putem spune, cu foarte multe obiecte alese pe anumite considerente care ajută și la joc și la învățare sau e învățare prin joc. Noi ne-am dorit să facem mai mult, să mergem pe principiul învățării cu sens. Știm foarte bine că la această vârstă copiii învață prin joacă. Și atunci ne-am gândit cum putem... Și adulți învață prin joacă uneori. Uneori, așa este. Și atunci ne-am gândit cum putem să aducem această joacă într-un spațiu în aer liber, mai ales în acest context pandemic, în așa fel încât să-i provocăm pe copii să se dezvolte armonios. Așa cum spuneam adineaori că dacă am mers pe axa vârstei, am mers pe axa conținuturilor, adică ce conținuturi sunt abordate pentru aceste segmente de vârstă preșcolar, respectiv primar, cât și pe axa dezvoltării tuturor simțurilor. Și ce avem pe axa simțurilor? Ne-am focalizat, bineînțeles, pe simțurile de bază, tactil, auditiv, vizual, kinestezic, gustativ, dar am construit elemente și pentru subaspecte, cum ar fi termocepția, cronocepția, echilibriocepția, sensibilitatea proprioceptivă. Ce avem, ce fel de materiale avem pentru aceste simțuri? De exemplu, pentru sensibilitatea proprioceptivă avem oglinzi comice, oglinzi convexe. Pentru... Asta e distractiv și pentru cei mari. Da. Recunosc că și eu m-am distrat în aceste oglinzi împreună cu fetița mea să vedem cum putem da o altă față unui adevăr. Cum ne ajută fiecare din aceste lucruri? Consider că, mai ales la vârste mici, copiii trebuie dezvoltați unitar și integral, ca să spunem așa. Adică nu este suficient să ne focalizăm doar pe dezvoltare cognitivă. Sau adică doar să-l învățăm numerele și cifrele. Nu aș merge doar pe o astfel de abordare. Copilul la vârstă mică, el trebuie să cunoască mediul înconjurător prin toate simțurile.
Și o astfel de grădină senzorială îi ajută foarte mult. Noi așa ne-am propus. Și ce se va întâmpla acolo la final? Cum vor învăța, cum se vor juca copiii? Ne-am propus în cadrul proiectului să desfășurăm activități individuale și activități de grup. Adică copiii vor intra, copiii angajaților Universității Alexandru Ioan Cuza, copiii studenților universității, copiii grădiniței și școlii junior. Pentru început. Pentru început, pentru că ei reprezintă grupul țintă din cadrul proiectului nostru. Ei vor beneficia de aceste activități individuale și activități de grup dirijate de către studenții noștri. Și acolo, când vor intra copiii, vor învăța diferite jocuri, vor învăța să recunoască aceste simțuri, să le folosească. Cum? Da, de exemplu, pentru orientarea în spațiu, pentru cei mai mari care pot citi sau recunoaște culorile, am construit trasee pe culori, cum ar fi liniile de la metrou, numai că am asociat pentru fiecare culoare un simț. Adică dacă mergem, alegem culoarea roșie, mergem pe simțul tactil și descoperim elementele pentru tactil. Dacă mergem pe culoarea verde, mergem pe olfactiv. Dacă mergem pe... Avem o gamă largă, avem 9 culori pe acea hartă și, să spunem, dacă alegem albastru, ajungem în zona de auditiv. În zona de auditiv, ce vom găsi acolo? Vom găsi o stație muzicală dotată cu tobe bongo, tuburi boomwalkers, cu chimvale, cinele, clopote tubulare. Da, ați văzut și pentru vioara, violoncelele pe care le avem acolo, băncile pictate, aceste instrumente pe care le-am enunțat mai devreme, sunt mozaicate. Am mers și pe, din perspectiva estetică și, în mod special, a induce o schemă, cum sunt aranjate instrumentele într-o orchestră. Și noi credem că le-am poziționat corect. Este suficient o singură vizită sau dumneavoastră practic ați construit un program în care copiii vor fi integrați? Presupun că doar la o singură vizită, nu știu, 50 de minute sau cât durează, copilul nu poate fi atent. Mă gândesc și la cei mici. Noi ne-am gândit că acest parc să fie deschis și în weekend și pe perioada vacanțelor, pentru că nu este suficient într-o singură vizită să atingem dezvoltarea unui simț. Și fiind nouă? Absolut. Iar copiii au nevoie de această stimulare senzorială și nu o putem încadra într-un interval fix. Și atât, cu atât mai mult, după inaugurarea de săptămâna aceasta, au fost copii care nu au vrut să mai plece din parc. Asta cred că v-a bucurat. Da, a fost un feedback foarte bun și ne-a dat sentimentul împlinirii. Pentru că, în definitiv, ei sunt principalii beneficiari. Și dacă ei nu sunt mulțumiți, atunci ce înseamnă? Că vin reduceri. Fiind foarte mulțumiți, înseamnă că a fost o treabă bună. Aș trece ușor la învățarea senzorială. Ați amintit dumneavoastră, copilul se dezvoltă, trebuie dezvoltat ca un univers complet. Cât de important este această învățare senzorială și cum să le transmitem părinților aceste mesaje? La dumneavoastră în universitate presupun că e simplu. Fiind cadru universitar, aveți cursuri, aveți proiecte, seminarii, acolo se învață. Asta este, e școala învățării. Dar pentru cei care nu au expertiza dumneavoastră, nu s-au gândit vreodată să abordeze și această latură, să îl integreze pe copil în tot ce are el ca un tot unitar. Aș pleca de la un exemplu, dacă tot am dat zona auditivă, ce elemente sunt în zona auditivă, aș sublinia faptul cât de important este ca un copil să asculte muzică. Cu toții din păsarea de părinți știm că un copil, când este foarte mic, se liniștește cu muzică. Depinde ce fel de muzică îi se pune copilului pentru a se liniști. Acea muzică, practic, îi construiește copilului universul muzicii. Îl va atrage într-o direcție sau alta. Sunt studii de specialitate care arată că muzica clasică conferă o stare de relaxare, de concentrare, o mai bună memorie, da? Pe când... Sunt piese baroc foarte cunoscute în absolut. Acest domeniu. Exact. Iar un alt tip de muzică distrage. Noi ne-am dorit prin această zonă pe care noi am construit-o să-i atragem pe copii spre muzică și mai ales că... Să recunoaștem, există și o categorie de copii care au nevoie de momente în care să-și descarce anumite stări pe care le au și nu știu cum să-și le controleze. Și într-adevăr ei trebuie să învețe să-și gestioneze aceste stări. Muzica îi poate ajuta.
culoarea cum îi ajută? Nu am vorbit despre culoare, deși în familia dumneavoastră culoarea este mereu prezentă prin Alexandra, da, micuța pictoriță. Mulțumim. Culoarea cum îi ajută? Noi ne-am gândit în parc să... Nu mă gândesc neapărat la parc. Revenind la învățarea senzorială, că am spus că ar fi foarte, foarte bine dacă părinții ar aborda și această, cum să spun eu, componentă în educația copilului, să-l învețe de mic. Ați vorbit de muzică, cum îl liniștește. Să vedem cum folosim celelalte simțuri, cum le aducem în folosul copilului. Învață, cunoașterea copilului se realizează prin descoperire. În momentul în care el simte la nivel concret un obiect, un material, va înțelege mai ușor realitatea. Eu pot să explic copilului, să-i spun un cuvânt abstract și să-i dau o imagine care nu reprezintă acel cuvânt. El va prelua așa cum mi-a explicat, însă nu este corect. Și atunci, de asta la vârste foarte mici, copiilor le se explică la modul intuitiv, concret, cu elemente din mediul înconjurător, în așa fel încât să poată percepe realitatea, așa cum este. Și ați spus de în această grădină senzorială, copiii își vor dezvolta toate simțurile. La cei mai mari am înțeles. La 11 ani să spunem că deja ei cunosc multe lucruri, citesc foarte bine. Acum, na, avem tablete, avem laptopuri deja pentru copii. Informația este ușor de accesat. Copiii mai mari nu au probleme în acest sens. Poate mai mult noi adulții și s-a văzut la educația online. Dar ce facem cu cei mici? Pentru că ce facem cu cel de 2-3 ani? 4 ani? Sunt foarte multe alternative educaționale acum pe piață. Mulți părinți știu despre Montessori, că se învață experimentând, atingând, printr-o educație care dezvoltă aceste laturi. În grădina senzorială pe care noi am construit-o, ne-am gândit să punem împreună toate principiile pe care le știm de la Rousseau încoace, în așa fel încât să punem accent atât pe învățarea în aer liber, care are anumite valențe, învățarea experiențială, care iarăși merge pe acel lucru pe care copiii, cum vă spuneam, învață făcând, da? Copiii... Am nevoie de ajutor. Mi-ați spus mai multe întrebări și încerc să răspund la fiecare. Copiii învață făcând. Da. Și dacă avem un copil mic, 2-3 ani, îl punem să facă lucruri. Ce îl punem să facă în grădină? În grădină avem panouri senzoriale de învățare, de manipulare, de exemplu, de a pune în priză, de a scoate din priză, de a atinge anumite lucruri să vadă, se învârte, nu se învârte, în ce direcție cade, nu cade, ce se întâmplă, cauză-efect. Tot pentru 2-3 ani, de exemplu, am la zona de științe, avem un glob pământesc rotativ, iar copiii pot extrage probete în care se află probe de sol din zona respectivă. Foarte interesant. Da. Și chiar sunt probe de acolo? Nu. Sunt materiale didactice. Am încercat să punem oarecum pe zone nu foarte care să provoace extrem de mult un nivel foarte înalt de cunoștințe. Adică am pus pentru 2-3 ani în zona de oceane am pus apă, în zona de deșert am pus nisip, în zona, să spunem, de munte am pus un anumit tip de sol sau un argilă sau pământ negru. Cum facem cu gustul? Până aici am văzut. La muzică am văzut cum stimulăm simțul auzului, la văz am văzut cum tactil nu mai spunem, pentru că totul este atingere. Cum facem cu gustul? Într-o grădină, în aer liber, există niște norme care ne spun că nu avem voie să oferim copiilor să guste. Și atunci ne-am gândit totuși pentru acest simț să le dezvoltăm copiilor această idee, să mergem pe ideea de a hrăni animăluțe mici, insecte, păsări. Și atunci am făcut un fel de nut bar pentru veverițe, căsuță pentru păsări, în care am pus consemn
cum să hrănească păsările, adică să nu se dea pâine, ci semințe păsărilor, pentru că le face bine. Pentru hotel de insecte, la fel, ce hotelul elemente de sunt insecte necesare. Sună foarte interesant. Poftim? Sună foarte interesant hotelul de insecte. Hotel de insecte, da. Da, așa e consacrat termenul. Spuneți-mi, vă rog, cum v-a venit această idee? Ce v-a motivat în derularea acestui proiect? Motivația care stă în spatele acestei grădini are o poveste mai... O poveste dintr-o poveste. Și anume, ne dorim foarte mult pentru studenții noștri să creăm modele de bună practică, pentru că studenții noștri vor fi viitorii profesori pentru învățământul preșcolar și primar și ne dorim ca ei să construiască acolo unde vor profesa medii de învățare în care copilul să se simtă ca într-o poveste de succes. Adică copilul să... nu simtă când s-a terminat orele, să își dorească să stea cât mai mult aproape de colegii săi, de profesori și să învețe. Și se poate crea un astfel de mediu într-o sală de clasă? În aer liber am înțeles, am și văzut. Da, se poate. Într-o sală de clasă? Prin proiectul Telespa, noi avem și această componentă prin care dorim să învățăm pe profesori cum să amenajeze atât spațiul interior cât și exterior al grădinților și școlilor primare. Și cum va arăta? Presupunând așa, cum ar arăta în viziunea dumneavoastră o sală ideală de clasă, o sală de curs? O sală ideală? Interesantă provocarea. Pot să spun ce am văzut în alte sisteme și lucruri care m-au impresionat și am observat că au fost puse în balanță principiile învățării, principiile didactice, principiile instruirii. De exemplu, am fost în țări în care copiii învățau în clasă, aveau hamace. Și pentru că sunt copii care învață mișcându-se. Există, de exemplu, modelul de învățare al Dan and Dan, pe care l-a structurat după stimuli care pot provoca sau inhiba învățarea. Nu vorbim despre copii cu nevoi speciale. Nu. Vorbim despre media. Nu ne referim acolo. Interesantă acolo o sală de clasă cu hamace. Da, cu hamace, cu biciclete, stând în bancă, în loc să stea pe un scaun, sub scaun, în loc să stea cu picioarele pe o bară, pedalează. Pedalează. Și presupun că ei sunt cumva selectați, că mă gândesc că unii poate învață mișcându-se, dar altul are nevoie să stea liniștit. Fiecare, ei nu au locuri fixe, cum sunt la noi unele abordări, copilul și banca. Copilul și banca, da. Locul lui în clasă. Da, locul lui în clasă. În alte sisteme am observat că s-a construit ideea de clasă ca întreg, colectiv unit, care să permită tuturor să se dezvolte așa cum simt ei în acel moment. Aveți o experiență foarte bogată în lucrul cu cadrele didactice. Ați ales o misiune foarte frumoasă, să învățați pe profesori să fie profesori și să-i crească frumos pe cei mici. Ce vă atrage cel mai mult la acest domeniu al învățării întru celor mici? Deci puteți spune că omul? Omul mereu este în centrul fiecărei acțiuni. Da. Consider că resursa umană cu care noi lucrăm poate fi valorificată în așa fel încât să avem copii care să crească cu o mentalitate diferită, cu o abordare diferită, pentru a fi niște adulți fericiți. Și mă întorc la sala de clasă ideală. Dacă în acest moment dumneavoastră ați fi pusă să creați o sală de clasă ideală, cum ar arăta? Pentru că acei copii fericiți, firește, și profesori, că una fără alta nu se poate. Eu n-am văzut profesor fericit și copii nefericiți și invers. Absolut, întotdeauna este ceva corelativ. Aici provocarea dumneavoastră este destul de interesantă, pentru că eu recunosc, sunt adepta arhitecturii școlare, în care avem nevoie de arhitecți școlari, speciali, pregătiți pe nivele de vârstă, în sensul că sunt studii și rapoarte internaționale care demonstrează că atunci când dorim schimbarea în școală și un progres al copilului, ar trebui să plecăm de la ceea ce oferim. Adică există un raport comparativ între educația din Statele Unite și educația din Europa. Și
Una din concluziile studiului era că dacă noi în continuare vom construi școli ca acum 100 de ani, de ce ne așteptăm ca rezultatele să fie diferite? Adică ne referim aici în mod special la spațiul de clasă. De ce îl vedem închis între cei patru pereți și nu vedem altfel construcția școlilor? Cu open space în care copiii pot să interacționeze și cu alte vârste, să învețe și să ducă pe nivele și interese diferite, în intervale diferite. Și s-ar putea? Cred că da. Mi se pare dificil să ai un open space. Aici avem clasa a 1-a, acolo a 8-a, acolo a 7-a. Și la un moment dat n-ar fi o zarvă? Nu. Am văzut o astfel de școală undeva în anii 1998. Am fost în Olanda. Acum 20 de ani. Acum 20 de ani, da. Și m-a impresionat, eram la vremea respectivă absolventă deja a Facultății de Psihologie și Științele Educației și am rămas profund marcată de ceea ce am trăit acolo. Școala era construită în așa fel încât își aștepta copiii care doreau să vină în acel spațiu. Adică în laboratorul de astronomie veneau copiii care astăzi își doreau să afle despre astronomie. Vârste diferite, să înțeleg. Vârste diferite. Am înțeles. Sună foarte interesant. Ați adus în discuție un concept, să spunem, nou sau relativ nou, sau cel puțin pentru vremurile astea relativ nou, arhitectul școlar. Ce ar face un arhitect școlar? Am interacționat la Cambridge cu o echipă de arhitecți școlari care erau direct interesați cum să construiască o școală pentru copiii de astăzi și mă întrebau care sunt nevoile emoționale ale copiilor de astăzi, care sunt dilemele lor sociale. Nu m-au întrebat despre care sunt nevoile cognitive, pentru că aici există deja profesorul care poate să acopere această latură. Însă pe ei interesau cum să construiască mediul în așa fel încât să faciliteze învățarea. Și cum au făcut? Sau cum ați face dumneavoastră? Ați spus că susțineți foarte mult această idee. Aș face împreună cu niște arhitecți, dacă ar exista această oportunitate și la noi. Arhitecți, psihologi, pedagogi, o întreagă echipă interdisciplinară. Deci, practic, arhitectul școlar este o echipă sau un om? Un om. Un om. Mi-ar plăcea să văd. Ați putea introduce la facultatea noastră și o astfel de specializare? Nu. Nu. Niciodată. Sau, nu știu, un curs. Cum? Avem nevoie de acești arhitecți școlari. Este clar, se vede. Copiii au nevoie pe care noi nu le îndeplinim. Da? Nu că nu le înțelegem. Nu le îndeplinim. El vrea ceva și noi îi spunem, fă așa că știu eu mai bine. Și trebuie să fiți de acord cu mine. Da. Pentru că încă mai există mentalitatea asta. Eu le știu pe toate, tu ascultă-mă. Da, așa este. Deși nu le știm pe toate și poate învățăm mai multe uneori de la cei mici. Măcar în relaționare învățăm, da? Să zâmbim mai mult, să ne jucăm mai mult. Ei, cum ajunge un om? Eu aș vrea să fiu arhitect școlar, aș vrea să fiu în echipa dumneavoastră. Mulțumim pentru încredere. Consider că am spus nu, dar nu este un nu hotărât, în sensul că noi nu avem această expertiză. Dar o putem dobândi. Cum am dobândit consider și altele. Că pe partea de arhitectură pot face arhitecții. Ei au nevoie să lucrăm în echipă. Noi venim cu cunoștințele noastre, ei vin cu cunoștințele lor. Și atunci împreună poate să iasă un produs care să împlinească aceste nevoi. Credeți? Aveți o fetiță minunată, deocamdată la grădiniță. Da. Credeți că la vremea când va fi ea adolescentă vor exista astfel de săli de clasă? Mi-aș dori foarte mult. Ar ajuta enorm. Ar ajuta foarte mult, da. Pentru că noi ne plângem că nu avem rezultate, că nu ascultă, că nu fac, dar poate noi nu știm să ascultăm. Noi doar auzim, dar nu ascultăm mereu ce ne spun cei mici. Eu sunt de părere că actul didactic sau din perspectiva de părinte, orice proces, orice interacțiune cu copilul ar trebui să plece de la nevoia copilului. Trebuie să învățăm să ascultăm ce își dorește el și atunci noi vom putea să-i oferim ceea ce dorește. Dar trebuie să fim cu copilul tot timpul. Tot timpul. Să învățăm să-l ascultăm. Mi-a plăcut această idee a dumneavoastră. Trebuie să vă mătrisesc că și pentru grădina senzorială mi-am ascultat fetița cum ar vedea ea că ar trebui să fie această grădină. Și s-a bucurat când a văzut că o parte din lumea ei s-a regăsit în grădină? Da, categoric și numai că s-a bucurat. Cred că i-am construit și o, să spunem, o stimă de sine, că la asta lucrez în acest moment, pentru că a observat că ceea ce a spus a fost luat în considerare.
Deci ați valorizat-o. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă felicit pentru acest proiect foarte, foarte frumos. Îmi doresc să văd grădina senzorială plină de copii, și mai mici, și mai mari. Poate cândva vom discuta și de proiecte, astfel de proiecte pentru adulți. Am avut-o alături de noi pe doamna conferențiar universitar dr. Gianina Ana Masari de la Facultatea de Științele Educației, coordonatorul unui proiect inedit în Iași, Grădina Magic. Bine v-am regăsit după o scurtă pauză și mă bucur să-l anunț pe al doilea invitat al serii. Este vorba despre Adrian Mironescu. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că ești alături de noi. Adrian este cunoscut, foarte cunoscut, în zona de business, dar în această seară l-avem alături de noi într-o altă postură, cea de susținător al proiectelor educaționale. N-am să te întreb de ce o faci, de ce susții proiectele educaționale, pentru că oricare dintre noi ar trebui, absolut, zic eu, să facă acest lucru, dar te întreb ce te-a motivat, care a fost resortul ăla care a pornit în tine și un alt gând? Personal provin și dintr-un mediu educațional și părinții, fiind cadre didactice și bunicii, așa că mereu am fost înconjurat, da, de un respect pentru zona educațională și am văzut care sunt beneficiile a acorda atenție. Și practic este și oportunitatea unei societăți să evolueze. Păi fără carte când, nu se poate. Exact, atunci când investești în educație. Toate celelalte ramuri se pot dezvolta într-un mod mult mai armonios dacă tu investești în educație și o faci atunci când trebuie și cum trebuie. Și acesta este un resort, plus că sunt la rândul meu părinte și chiar îmi doresc un viitor mai bun și pentru și pentru copilul meu. Tău. Exact. EduCense, un proiect foarte frumos, mm-hmm, în care te-ai implicat încă de la început și ar trebui să le spunem și celor de acasă că este un proiect care sprijină educația online, doar educația online sau nu doar? Noi ne-am adaptat și contextului în care ne aflăm, generat de pandemie. Practic, noi pornisem împreună cu compania Ad Servio și Asociația Română de Literație, pornisem un proiect de transformare a școlilor prin educație, transformă școala, care se numește. Apoi a venit această pandemie. Deci era și înainte de problema apărută, da, în martie. Pornisem deja un... Era un germen motor acolo. Exact, exact. Pornisem un proiect, dar venind această pandemie și văzând cât de mulți copii nu au posibilitatea pur și simplu să țină pasul cu alți colegi de-a lor care pot trece în mediul online și au tot suportul familiei, am zis să le oferim și lor o șansă. Fiecare copil are nevoie de o șansă la educație. Și atunci am venit cu acest proiect, EduCense, prin care noi am adunat o rețea, am creat o alianță de parteneri cu același scop, pentru că deja erau mai multe organizații, inclusiv Salvați Copii, în care sunt implicat, care iarăși voia să facă un astfel de proiect, sau Federația Fontis, care se ocupă de Iași Capitala a Tineretului, Școala de Valori și multe altele. Hai să, mai bine să ne unim forțele, să ne punem la un loc resursele și astfel încât să creăm un impact mult mai mare. Ați început cu 14 școli, mi-ai spus, cu care ar fi avut vreo 6.000 de elevi. Da, chiar peste 6.500 de elevi, dintre care cam 2.500 din recensământul pe care l-am făcut împreună cu directorii școlilor nu aveau acces la niciun dispozitiv, ceea ce e chiar trist. Școlile fiind... grav, aș spune. Absolut. Fiind preponderent din mediul rural, însă școli bune și... Cu rezultate. Cu rezultate. Copii dornici de carte. Exact. E foarte important lucrul acesta. Și ne-a motivat să mergem mai departe.
să dăm sfoară în țară despre proiect. Am început să strângem rezultate și dispozitive și noi și folosite. Dar în bună special, stare. Exact, exact, utilizabile. În special laptopuri, pentru că sunt mai utile decât poate o tabletă. Și de asemenea, pe lângă partea aceasta de strângere de dispozitive, device-uri, vrem să le oferim copiilor și un suport în învățarea online. Și de aici am pornit o mică derivare, Școala EduCens, practic, prin care noi vom crea clase virtuale cu copii de aceeași vârstă, dar din diferite școală. Pot să fie din diferite școli. Aha. Și vor avea posibilitatea unui sprijin din partea unor profesori voluntari de diferite specialități în mod online, folosind platforma AdServio. Practic, și această platformă îți transformă școala într-o e-școală. Deci, oricum se putea folosi de la catalogul online și până la toată gestiunea școlii, dar acum s-a putut vedea cum poți să transferi întregul proces de învățare în zona de online. Asta fiind asta pentru că suntem nevoiți. Suntem nevoiți, pentru așa că este. Altfel nu dorim să fie toată învățarea online. Așa pentru este. Că e important un echilibru, ca în orice. Da, ca în e important, orice. Dar și interacțiunea este foarte absolut, importantă absolut. Între copii. Bun, între toți dar oamenii. Dar încercăm să scoatem ce mai bun din toată situația asta. Ce mai bun, da, așa este. Mai ales că mai avem o lună și jumătate și exact. Teoretic ar trebui să înceapă școala. Exact. Și din câte am auzit, va fi o variantă mixtă. Online, online și cât o fi așa întâlniri față în față cu distanțarea exact. Impusă. Și iarăși ne-am dat seama că nu putem să ajungem la copii aceștia în mod direct și atunci iarăși e important să sprijinim, să-i sprijinim pe profesorilor care din școlile cu pricină. Exact, care poate nu sunt la fel de literați în zona aceasta a online-ului, a folosirii. Trebuie să recunoaștem digitalului. Că ne-a prins ușor descoperiți, oricât exact, ne-am dat noi exact. Că le știm. Uite, ăștia mici ne-au dat clasă. Absolut, absolut. Absolut. Și atunci încercăm să-i ajutăm și pe zona aceasta, inclusiv pe profesori. Și am demarat și o serie de lecții de competențe digitale în care ei se familiarizeze cu deja sunt unelte. În curs? Da, 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 da. Și chiar luni am avut un prim eveniment online, cu chiar cu succes, adică au fost aproape 40.000 de accesări ale programului transmis online. Profesorii au fost interesați și asta ne-a dat speranță și încredere fi... că e bine să continuăm cu această activitate. Dar spune-mi, te rog, cine poate intra în școala EduCens? Eu, spre exemplu, dacă vreau să vin, mă primiți? Nu sunt profesor, da, dar pot dar ca să... ca profesionist ne-am gândit și la acest lucru. Pe lângă materiile din curicula obligatorie, ne dorim să creștem competențe, soft skills, se mai spune, sau, dar și pe zona chiar mai tehnică, de la profesioniști. Pentru că e foarte important să treci dincolo de curicula. Așa este. Și să înveți de la oameni care practică, care sunt profesioniști. Și pot fi, de exemplu, pe partea de comunicare. Poți să înveți copilul cum să se prezinte. Exact, cum să se prezinte. E un exemplu foarte cum bun. Cum să se prezinte, cum să-și prezinte lecția. Exact, sau poate chiar o pastiluță, cum să cauți eficient pe internet. Exact, cum să scrie o poveste. Există Google-ul și da, în principiu acolo, dar poți să faci asta într-un mod mult mai rafinat și care să te ajute exact. Mult mai mult. Sau cum să scrie o poveste. Te-am întrebat pentru că eu am predat cursuri de jurnalism opționale foarte la fain. Copii în da. Mediul primar. Așa a fost și da. Câțiva de gimnaziu, gimnaziu în clubul pe care l-am. Ce frumos! Și au fost foarte interesați. Da, 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 și da, da. Să, că mulți părinți spuneau, bine, dar copilul meu e în clasa a doua, ce ar putea înțelege el de la opționalul de jurnalism? Frumos, și am zis, hai să încercăm. Da. Păi chiar sunteți binevenită și fiecare profesionist este binevenit să se înscrie folosind site-ul educens.ro
Deci poți să susții ori donând poate un dispozitiv, ori donând bănuți care se cumpere aceste dispozitive și totul este foarte transparent. Sau poate rechizite? Crezi că ar avea nevoie? Bun, acum poate dacă lucrăm pe tablete. În principiu am zis să ne focusăm. Sau înscriindu-te ca profesor voluntar. Da, profesor voluntar. Și atunci chiar poți să ajuți foarte mult. Noi o să listăm competențele pe care tu ți le poți dezvolta și intervalele poate de în care tu poți accesa. Da. Mă gândesc că poate sunt mai mulți profesori care ar vrea, da, sau, nu știu, poate n-au timp în fiecare săptămână, exact, dar de două ori pe lună. Exact, exact. Și e foarte important. Mai multe picături creează acel ocean. Ocean, știi? Al schimbării, că, da, practic, noi suntem un organism unitar, fiecare dintre noi e o celulă și dacă ne, exact, reușim și ne armonizăm, exact, putem face lucruri extraordinare. Despre asta e vorba, să ne punem eforturile și dorința de a face bine la un loc. 45 de device-uri, ați spus. Deocamdată, da, nu e un număr mare, însă e un început și lumea e ca un bulgăre de zăpadă. Exact. A început să afle și a început să fim noi contactați, nu numai să contactăm pe cei din jurul nostru la care știam că putem apela. Și chiar credem că va fi bine. Da. Ce am observat eu în aceste luni de când viața ne-a fost dată peste cap de virusul, mm-hmm, ăsta, pentru că așa a fost, s-a creat o comunitate foarte strânsă între oameni. Nu spun că înainte nu erau darnici, dar acum am văzut foarte mulți venind cu intenție, cu sprijin, cu fiecare ce a putut și ce a gândit, înspre comunitate. Asta înseamnă fie spital, fie așa centre este mari, fie, nu știu, școli. Și mă gândesc că proiectul EduCens ar avea șanse foarte mari. Trebuie doar să vorbim mai mult despre el. Exact, și exact. Să ajungă, mulțumim de oportunitate. Și să ajungă informația la cât mai mulți. Exact. Tu ce ai să faci în proiectul ăsta? Când te vei așeza în sala de clasă cu ăia mici? Sunt foarte, foarte multe de făcut. Deja, ia zi-mi, ai emoții? Bineînțeles că am emoții. Eu am de fiecare dată când mă întâlnesc cu cei mici, când le vezi ochii așa, da. Foarte isteți și dornici să absorbă, exact, de la tine fiecare informație. Exact, exact. Sunt emoții, dar și foarte multe speranțe. Asta ne și menține tonusul, exact. Primul set de calculatoare, de laptopuri se vor fi trimise luni. Vor ajunge, de fapt, luni la școala din Crăcăuan, de exemplu. A, deja. Crăcăuan, exact. Neamț. Da, da. Sunt din zona de nord-est a țării aceste școli, preponderent, bineînțeles, din Iași. Deja începeți să trimiteți. Și, exact, începem să trimitem. Păi n-asta degeaba. Deloc. Și cu siguranță vom bucura copii. Și de asemenea, în curând vom începe și programele acestea de lucru și cu copiii. Acum ne ocupăm și de profesori. Și credem că îi vor ajuta. Proiectul este foarte frumos. Uh-huh. Am o întrebare care nu sună foarte bine, dar este foarte importantă în a lămuri multe lucruri. La oraș, ca la oraș, ne mai descurcăm cu internet, cam toată lumea are acasă un calculator, un laptop, da, mai bun, mai puțin bun, nu contează. Cumva ne putem conecta. Exact. Ce facem în spațiile rurale unde știm noi că lucrurile nu sunt... Exact. Aici încercăm, foarte minunate, din bănuții pe care îi strângem din donații și iarăși vă spun de educens.ro, de site-ul nostru prin care puteți face donații. Bănuții se vor duce spre Salvați Copiii într-un cont dedicat, într-un mod foarte transparent și de acolo vom putea lua chiar și cartele de internet. Adică ne-am gândit și la acest lucru, că e important să oferim și această conectivitate. Categoric. Și de asemenea... Chiar sperăm să mai atragem inclusiv parteneri, cum ar fi companii de telefonie, de comunicații, care să ne sprijine pe zona aceasta. În mediul rural lucrurile nu stau bine, mm-hmm, trebuie să recunoaștem. E adevărat că sunt comune mari, cu posibilități, unde lucrurile se mișcă ușor, mă rog, mai ușor, dar avem și sate unde... Na, da, de ce să nu spunem, nici curent electric nu, exact, este în toată localitatea. Exact. Ce facem acolo?
presupun că alea 14 școli or avea arondate și cătune din astea la, despre care vorbesc. Acolo, or fi și acolo 2-3 copii care vor să învețe. Cum exact, facem cu ei? Exact. Explorăm posibilități de a ajuta, poate chiar cu intervenții chiar la fața locului, adică trecând de zona aceasta de online, astfel încât să ajutăm pe partea aceasta de nu doar aprofunda studiile, ci chiar ajutor punctual pe lipsurile pe care le au. Da. Căutăm soluții și suntem în curs. Asta este foarte bine. Cum vor folosi copiii aceste dispozitive? Da, dispozitive. Pentru că dacă ei vin la școală să lucreze pe laptop, deci n-am făcut școală online, am făcut o școală online în școală. Da, cum ați spus și în intervenția dumneavoastră, va fi probabil un mix între școala fizică și școala online și atunci ai nevoie și de acest backup al conectării la mediul digital, să poți primi o temă, să o trimiți înapoi, să poți privi o lecție și să interacționezi cu profesorul. Fiecare copil va avea dispozitivul lui. Dispozitivul său. Și de asemenea și platforma de învățare online va fi în cazul acesta Serviu, care ne-a pus în mod gratuit toată platforma. Au mai venit și alți parteneri cum ar fi Livrez, care oferă lecții interactive, au o bibliotecă de lecții interactive pe matematică, biologie, geografie. Și ei se pot conecta oricând acolo. Exact. Informația este mereu stocată pe site. Da. Și ai acces. E în română, e structurat într-un mod facil, în baza curriculumului, adică totul este creat pe baza sistemului de învățământ românesc, doar că e digitalizat și e mult mai prietenos și putem scoate ce mai bun și din situația aceasta. Asta ne dorim, pentru că de ce să nu recunoaștem, din martie până în iunie copiii au făcut școală online. Da. Unde s-a făcut, trebuie să recunoaștem că au fost și zone unde nu s-a făcut. Ce am văzut eu la copiii cu care am interacționat și îți spun de copiii de la clubul meu de jurnalism, nu erau ei foarte bucuroși de online-ul ăsta. Că pentru mine a fost o surpriză. Eu am zis că ei fiind atrași de tablete, laptop, telefoane, ura, de acum e liber. Exact. Nu mai stă nimeni cu gura pe mine că de ce stai la laptop. Am teme de făcut, nu? Ei, uite că n-a fost așa. Cum a fost în cazul copilului tău? A fost o perioadă de adaptare, însă apoi lucrurile au început să intre într-un anumit program. Se obișnuiască și de o parte și de cealaltă, adică și învățătorul, profesorul a avut o perioadă de adaptare, dar și copiii. Și iarăși trebuie să ții cont că nu poți să ții 8 ore în continuu copil atent la toate lecțiile și atunci trebuie să adaptezi și modul de învățare, să-l faci mult mai interactiv. Deci este foarte provocator, inclusiv pentru profesori, dar și pentru copii. Exact aici voiam să ajung la adaptarea programei și a programului de lucru, pentru că mulți copii mi-au spus că pentru ei era dificil faptul că nu aveau un program coerent, adică de la 10 la 11 engleză, sport, nu știu așa, săreau de la o oră la alta și durata era exact ca în sala de curs, ceea ce e foarte obositor. Absolut. Foarte obositor. Deci cumva eu văd și scurtarea timpului. Da. Tu ce părere ai? Sunt absolut de acord. Că 50 de minute în fața unui ecran e foarte obositor. Absolut. Bun, asta nu este egal ca dacă aș urmări o comedie, că mi-ar plăcea foarte mult. Dar să stai ca să înveți 50 de minute, chiar și pentru un adult. Uite, tu ești specializat în domeniul ăsta. Presupun că nu ți-e ușor mereu. Bineînțeles. Clar, e o perioadă de adaptare. Învățăm la rândul nostru din mers, pentru că trăim timpuri istorice. Da. Și căutăm soluțiile cele mai potrivite. Din păcate, cade această perioadă de învățare și pe copiii noștri. Sunt, într-un fel, victimele ale perioadei, dar
Încercăm să-i ajutăm. Încercăm să-i ajutăm. Eu am văzut așa și din ceea ce mi-au spus ei. Lor le-ar fi plăcut așa. Bun, eu întotdeauna sunt de părere că trebuie să-i ascultăm și pe ei în egală măsură cu adulții. Și ei spuneau, dacă ar fi fost mai scurt, dacă ar fi fost mai distractiv, spuneau ei, ceea ce eu mi-am tradus interactiv, și dacă ar fi fost, ei ziceau, un orar. Eu m-am gândit la un program, cumva ei să stabilească o rutină. Și atunci m-am gândit că, uite, asta ar fi o soluție bună. Deci, program mai scurt, interactivitate și acea rutină. Bun, noi adulții îi spunem disciplină, pentru că fără asta nu se poate, da, nu? Da. Nu putem învăța așa haotic. Tu ce spui? Cu siguranță. Nu știu cum se poate limita acest timp, pentru că eu nu sunt cadru didactic, nu sunt nici specialist IT. Eu spun doar, îți ofer din informațiile pe care mi le-au dăruit mie copiii. E un feedback de care e foarte important să ținem cont, pentru că altfel îi vom pierde. Categoric, pentru că mi-au și spus cum făceau. Da. Da. Și închideau camera, se mutau pe chat sau se mutau nu știu pe unde, da, și lăsau să vorbească, exact, în spate. Nu, exact, vrem asta, Adrian, nu? Exact. Și atunci e important să îți redefinești metoda de predare, să devii tu un povestitor și un creator de conținut, astfel încât informația să ajungă mult mai lin în și dinamic, mințile cumva, și în inimile copiilor. Informația să fie captată, să fie înțeleasă, și atunci trebuie să vezi, să te forțează și ca profesor să citești poate și despre storytelling. Categoric. Adică, să studiezi cum poți, inclusiv la matematică, cum poți să faci lecțiile mai interactive. Și chiar aveam și în aceste lecții pentru profesori, lecții de competențe digitale, de exemplu la ASQ, care e o platformă online de conținut pe zona aceasta și de matematică și de biologie, de conținut interactiv. Practic, copiii pot rezolva diverse ecuații într-un mod digital, îți vine și feedback-ul automat, profesorul acolo unde greșești poate interveni și îți poate explica, pentru că are feedback-ul automat și lucrurile deja încep să se miște. Bineînțeles că este per ansamblu, pare un haos. Pare un haos, însă există bucățele, exact, bine să structurate, lucrurile, și de aceea e important să ai o imagine de ansamblu și să vezi acele lucruri care funcționează, acele piese de puzzle care funcționează și apoi să le pui la un loc astfel încât să creezi un sistem coerent și cu sens care să-i ajute pe copii. Asta facem și cu EduCens și cu școala EduCens pe care o pregătim. Vedem acele piese de puzzle care funcționează bine, care au potențial și încercăm să le adunăm, să le punem la un loc astfel încât să creăm acel sistem. Ar fi foarte bine. Eu recunosc că nici timpul nu prea ne ajută. Mai avem o lună jumătate, este, am, da, zis. Nu ne ajută nici echipamentele, nici dotările, da, pentru că, da, nu a fost, da, să fie. Dar sperăm că totul va fi bine. Eu îți urez mult succes cu EduCens. Mulțumim foarte mult pentru invitație și că ne-ați dat oportunitatea să povestim despre proiectul nostru, care e un proiect de voluntariat. Un proiect de voluntariat cu rezultate care deja încep să se, da, vadă și eu vă promit că am să fiu și eu unul dintre voluntari. Apreciez. Pentru sună că mie îmi place. Ce frumos. Vă mulțumim mult. L-am avut alături de noi în această seară pe Adrian Mironescu, om de afaceri și implicat în proiecte educaționale foarte interesante. Noi vă mulțumim pentru atenție și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Recreația Mare.